mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt. Mama, ce dulce, uimitor, mereu atrăgător, șoptim noi cu mult dor. Mama, florile de ziua ta, măicuță-ți dăruiesc. Zilele mereu senine îți doresc. Cântece cât voi trăi. Și mai avem aici o surpriză dulce pentru dumneavoastră, dar înainte de a vă o da, vrem să vă întrebăm, doamnă Maria, știți oare cine ne-a trimis să vă facem ziua mai frumoasă? Gândesc, cei mai dragi, copilași, cei mai dragi, sufletul lucrurilor. Pentru că aici avem o surpriză dulce. Ia nu uitați, doamnă Maria, ce scrie aici pe acest tort minunat? La mulți ani, scumpa noastră, mamă. Mămică, mulțumesc mult. Mămică, într-adevăr, aveți copilași, aveți mulți oameni dragi care vă iubesc, care au spus despre dumneavoastră numai cuvinte frumoase, numai cuvinte de laudă și numai cuvinte de inspirație. Au spus că sunteți o femeie de nota 10, o gospodină desăvârșită, o vecină nemaipomenită și, în general, o bunicuță cum nu s-a mai văzut. Și acești copii minunați au scris pentru dumneavoastră aici o felicitare. Scumpa noastră mamă, de ziua ta primește în dar această inimă mare, ca semn de mulțumire și recunoștință pentru toate sacrificiile care le-ai făcut pentru noi. Mulțumim Domnului că a ales să fii mămica noastră, cea mai bună, cea mai scumpă, cea mai gospodină și cea mai muncitoare. Încă 10 vieți de a-mi avea nu ar fi de ajuns să te răsplătim pentru căldura, dragostea, grija și bunătatea cu care ne-ai crescut. Pentru noi ești cea mai scumpă ființă de pe pământ. Ne închinăm în fața ta și îți mulțumim din suflet pentru cadoul cel mai de preț pe care l-am primit de la tine, și anume viață. Astăzi ai luat viață tu, mamă, și ne-ai dat și nouă câte un strop de viață pentru fiecare. Te iubim nespus de mult și îți dorim tot binele din lume. Să fii mereu sănătoasă și Dumnezeu să te păzească mulți ani de acum înainte, cu drag, dor, de la ai tăi copii, careva sunt mai aproape, careva sunt mai departe, dar toți vă iubesc cu același foc. Cu drag și dor, feciorii, Sergiu și Cicu, și aveți și două nurori, Alina și Natalia. Toți vă iubesc, da, nespus de mult. Și bineînțeles că și nepoții au o bunicuță extraordinar de bună. Cele mai dulci mânuțe le are bunica. Cele mai dulci îmbrățișeri și moi îmbrățișeri la fel le are bunica. Cea mai gustoasă mâncărică o face bunica. Așa că bunica noastră este de nota 10. La mulți ani, doamna Maria! Mulțumesc. Și din tot sufletul acești băieți și fete, dacă spun atâtea cuvinte frumoase despre dumneavoastră, înseamnă cu siguranță le meritați. Mulțumesc, mă bucur. Foarte mult mă bucur. Le doresc să fie și ei, să urmeze exemplu, să ajungă sănătoși, să crească și ei nepoți, de odată copilașii, să le facă nunți cu mătrii la nepoței și să ajungă de rând bunică. Siguranță. Sfaturile noastre. La să facă cum știu ei, numai să-l și bine. Sănătate la tot. Vrem să zicem la mulți ani și mult sănătate și lucrușor care e uneva departe. La mulți ani, la mulți ani. Sănătate. Numai bine, mulțumesc, Gicu, de toate. Ți-i succes, ți-i baftă, cap sus. Sănătate și mult ani. Și tot bine. Foarte mult mă bucur. Mulțumesc. Mă scuzați, sculeb, crem, dați de fericire. Dragă mamă, stimați părinți, împreună, mă bucur să sunteți așa cum sunteți permanent. Și mamă, la mulți ani, și sănătoasă, bucuroasă, fericită și puternică, permanent. Tata și e lângă mata permanent și știi cum vorba și e, smuriți într-o zi. Dar smuriți bătrâneță și să vă știm permanent puternici alături de noi. Și când a vrea Dumnezeu și cum a vrea El, așa și eu îți urez la mulți ani. Și Alin, ce avem noi din partea lor? Și sănătos. Mă, îți dorim și mereu așa, tânără, frumoasă, mereu plină cu energie.
mereu plină cu daruri și cu vorbele cele dulci și călduroase care ne aștepți acasă. Permanent când omul drag în locradă, să vă vedem așa, plin de bucurie, de muncă și multă sănătate îți dorim. Să ai parte numai de bucurie din partea noastră. La mulți ani, mă! Mulțumesc! Hai, mulți ani, te vedem sănătoasă, cum ai putut la puguța, așa te vedem de amun colo. Hai, mulți ani! Mulțumesc foarte mult! Hai, tot din sfârșitul. Exact. Uite-te cu bunica ta. Nu, el îmi Câți ani aveți împreună? Noi, de grabă 40. Uite așa. Cum au fost 40 de ani alături de doamna Maria? E, și vreau să vă spun. Mulțumesc că am avut alături de mine așa ființă. Și o ai în continuare. Mare, da. Și îndeopște mămică la copii, la nepoți. Înlocuiește orice nevoi. Și așa că îi doresc multe ani fericiți înainte. Fericit și eu cu ziua de naștere, doresc multă, multă sănătate. Mulțumesc! Și să ai stimă de la copii, de la nepoți și mult, mult ani. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu cum am zis, încă o dată ca pe atâta, să? O florișică măcar o dată la an. Amar la tineri, amar! Mulțumim! Pași și sănătate! Mulți ani înainte! Aveți nepoței micuți pe care trebuie să-i creșteți, la care trebuie să jucați la nunți? Mă gândesc. Mă spune voiască un Dumnezeu da. De sus. Așa noi ne rugăm la bunul Dumnezeu să vă aibă în paza Lui și să vă... Câți ani ați avea de la El să-i alergați la deal și la fale și să le faceți sărmăluțe la nuntă, să-i pregătiți, din câte spun și acești copilași, atât de tare se bucură de dumneavoastră atunci când vin de la servici și acasă îi așteaptă mâncărica caldă, că le creșteți copilașii, că îi aveți atâta grijă de ei, atâta dragoste le implantați în sufletul lor și dacă i-ați crescut cu atâta dragoste, acum vă bucurați de ei. Și dacă și nurorile își laudă soacra, asta... Se mai întâmplă. Nu se duc la soacră pe a mea, că mea este una dulce. Ia câtă! Faci și ținem bune dispoziții bune la domiciliu și mereu și să vă însoțească succes. Dragi mami copilași, sunt foarte bucuroasă că în așa moment v-ați adus aminte că există o zi, o dată în an. Și mulțumesc de toate cele bune care ni le-ți aprobat, ni le-ți acordat. Mă bucur pentru voi că am așa copii minunați. Foarte vă mulțumesc și vă spun și vouă să fiți sănătoși, să aveți bucurii la copilașii voștri și mereu, mereu să fiți însoțiți de bunul Dumnezeu, să vă aibă în pază, să puteți să vă bucurați de viață, să vă puteți bucura de succes și de tot ce e bun în lume. Mulțumesc, dragi mami copilași, Ludicu, că ești departe, mami. Sper că de grabă ne-mi revedea. Ne așteaptă o nuntă frumoasă la nepoțică și mai sperăm așa că să ne vedem mai des, că într-o săptămână ne vedem, să ne auzim numai de bine. Cu Sergiu, Natasha, să zicem soția lui Gicu, Gicu, îți mulțumesc că ai o fată frumoasă, o fată gospodină, o onoră minunată ne-a adus, asta e unul și mai mare. Mulțumesc că ne-a adus și trei copilași minunați, trei nepoței, pe Taniușă, că-i mai micuță, zic deodată pe dânsa, pe Andrușel și pe Nicușor. Sunt niște copii minunați. La fel îi mulțumesc lui Sergiu, Alini, fata, a doilea, noră, sfetele mamei. Și mă bucur pentru dânsele și zic încă o dată mulțumesc și mă închin pentru voi că sunteți bravo la mama, la soacră. Și să ne crească mari și să crească mari și Marius cu Ștefanel și să le aducă bucurie și să le aducă stimă, precum aduc părinții lor.
nou la bunei. Mult sănătate la toți și vă mulțumesc foarte mult. Mă credeți, dacă nu chiar ales, așa din toată sufletul, toată inima a spus. Mult sănătate și vă ocupă și mami. Dicu, multe sărutări de la mama. Ești de parte. Te aștept să vii acasă. Mult sănătate și mulțumesc. Ce dulce uimitor, mereu atrăgător, șoptim noi cu mult dor.